Mamă. Ăsta din Războiul Stelar este? Ăla mic, bă, de când ai apeși butonul face chec-chec-chec. Vorbește cu tine, ia să vezi. Bă, ce cu cazanul ăsta aici, mă? Să nu zici că l-a luat de la Ardiles, că mă nebunesc. Ba da, mă, tot de la Ardiles l-a luat. Dar stai liniștit că pe ăsta l-a luat ieftin tare de tot. Deci am dat 1,5 milioane pe el, toată treaba. Plus prelungitorul ăsta de 8 metri, care e ștocătura americană ăsta. Ăsta l-a luat aproape gratis, mă, cu 50 de lei. Că altfel nu puteam să fac treabă cu aspiratorul, că nu-i ajungea cablu, știi? Și așa a rezolvat toată problema. Bă, nu mai cumpărăm toate prostiile de la Ardiles, mă, tu e îngrop pe afacerea asta înainte să nască, mă. Nu ți-am zis că acum suntem la început, nu trebuie să ne aruncăm în cheltuieli de-astea, că nu suntem milionari să luăm toate aspiratoarele din sat. Ce vrei, mă, dacă fără el nu pot, mă? Bă, tu știi că eu dacă stau a plecat mai mult de 5 minute așa, începe și mă ia sciatica asta de spate, că mă rămân înțepenit de spate, mă? Și după aia mă ia așa cu transpirații rece așa, mă vezi mort pe-ntre găinile alea pe acolo. Tu și acum ce faci, mă? Stai și dai de la distanță, în scârbă, așa, sau cum, care-i treaba? Nu mă dau de la distanță, dar nu asta e problema, Bobiță, că nici nu m-am lăsat să vă spun care e problema. Problema este, Gianni, că eu am fost pe la 5 oameni așa și am adunat puful și fulgii și am zis, hai mă, să mă uit și eu în el să văd cât am adunat. Și acum, eu nu prea mă pricep la plăpum de-astea de puf, dar mai mult ca sigur nu cred că ne ajunge. Iată, sfâl, mă, să vedem cât ai adunat. Bine, mă, că-l desfaci degeaba, mă, că am fost în casă și am descărcat, e gol. Dar zic eu că nu ne ajunge. Bă, dorule, eu am avut încredere în tine, bă. Și eu ce vrei să fac, bă, dacă n-ajunge? Dacă n-ajunge, n-ajunge. Aolo. Bă, fiți atenți, bă. Mă bag și eu așa puțin în afacerea voastră. Mai mult așa, cum s-fa, da? Da, bă, eu zic, ce idee? Deci fiți atenți. Eu vă dau o idee. Acum nu știu ce să zic, că prostia asta voastră de afacere cu plăpun și nu știu ce, nu cred că are nicio șansă să iasă. Dar dacă e să iasă, iese doar cum vă spun eu, cu sfatul meu. Dar dacă e să iasă, fiți atenți. Mie îmi faceți frumos o plapă unde aia mare pe 3x3 așa, pe care să scrieți mare frumos Bobiță, șeful la toate femeile din lume, dar cu aur mi-a scris, ați auzit? Da, bravo, mă, nu-ți face fratele tău o plapă din aia șmecheră de tot. Ai zis, ai auzit că a zis, da? Da, du-ți frumos la primărie, da? Așa. Ai intrat acolo la primărie, la Vasile, deci așa, domn primar. Am venit la dumneavoastră ca să-mi dați o aprobare, ca să pot să strâng eu tot puful din toate cotețele din sat de la noi, că Gianni își deschide o afacere de plăpumi și fiți atent că el vrea să atragă și fonduri europene, multe, care fonduri europene... Băi, atenție la asta că e important, să atragă fonduri europene multe, care fonduri să fie folosite în folosul comunității de aici din sat, dar în special de dumneavoastră în mare parte. Da, gata. Ce ai înțeles? Am zis, deci mă duc și zic așa, zic, Vasile, vreau să mă autorizez să adun tot puful, că Gianni vrea să atragă fonduri europene ca să le folosești tu. Ai fost, deci așa era tat, milimetric, ascultă-mă încă o dată, da. E important. Deci, domn primar, bună ziua, nu știu ce, da? Am venit la dumneavoastră să-mi dați o autorizație ca să colectez eu tot puful din toate cotețele de la oamenii ăștia din sat, da? Că Gianni s-a lansat într-o afacere cu plăpum de lux, da? Și vrea să atragă și fonduri europene pe care să le cheltuiți mai mult dumneavoastră. Da. Ai înțeles? Gata, m-am înțeles. Deci e așa, e autorizare, deci fulgi fonduri și va... Da, mă, că am înțeles, mă, America scrie pe noi, mă, ce să mai... E brici, spun, reportofon. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.